căzut în groapă. De-aia v-am spus în vară că noi am căzut în groapă. Ne-au dus în lumea a treia, în lumea a cincea, cineva a spus-o acum 5 ani. Răzvan Lucescu. Nu, tată, nu suntem în lumea a cincea. Ne-ați făcut să ne perceapă lumea că suntem în lumea a cincea, tată, în lumea a treia. Ăsta e și noi nu înghițim, generația noastră nu înghițim asta. Dar am ajuns aici. Din păcate. Punct. O să ne coste o muncă, timp, energie, neuron, titanică. Și nu știu dacă o facem. De nu ne trezim într-o bună zi, nu ne trezim la realitate, să fim realiști, vai de mama noastră. Știți cum? O să ne bată și oricine, pentru că internet, toți cu tactică, toți am învățat niște lucruri și noi am uitat de fotbalul nostru, am uitat să selectăm jucătorul care știe fotbal, jucătorul care are personalitate, care știe fotbal, cum era pe vremuri, ne identificam cu nouari care marcau câte 40 de goluri și acum vedem că îi facem pe unul mare care dă 7 goluri, 10 goluri. Și pe timpul înainte se marcau 30 de goluri, vârful, centrau, extremele de centrau, de carul pasa, de... se uita la tine și o dădea dincolo și acum... De ce? Păi dacă 10 ani am jucat lungă și pe a doua. Dacă 10 ani am luat modelul italian și am jucat lungă și pe a doua. Lungă și pe a doua și la revedere. Cu lungă și pe a doua avem fundaș care dă lungă și dă-i bufa. Și restul? De carul a dispărut. A dispărut, fraților. A dispărut. Pentru că el a dispărut. Nu mai era important. Nu mai știa care e rolul lui. Cine face diferența în teren. Nu se mai știa. Nu se mai știe. Ăsta e fotbal românesc și o să ne coste. Pentru că noi nu putem fi nordici, nu putem fi olandezi, nu putem fi nemți, nu putem fi belgieni, noi suntem latini. Dragilor, învățați odată, suntem latini, creativi. Fotbal creativ, fantezie. Și astea au dispărut. Nu mai avem jucătorul ăsta. De-aia publicul e sărac, nu mai vine. Vine la televizor și ce vede? Ce vede? Că se roagă și el, bă, dați-o pasă, mă rog și eu. Vreau să văd și eu o pasă, vreau să văd și eu, mă uit aici, mă vezi dincolo, cum am văzut repriza a doua, ce căldău. Dar eu ies copii, nu am pus să le dau presiune, dar o să vină. Dar eu ce fac? Muncesc cu unul, fac bine? Pac, trebuie să-l dau să plece. Și iar o de la capăt. Că m-am angrenat la o muncă iară, titanică. Jos. Dar eu creez de cari. Eu am 5 de cari, care unul din ei va conduce destinele echipei naționale. Am 5 de cari, care unul din ei va conduce destinele echipei naționale. De cari. De cari. Dar în acest moment nu vei face stanjul? Nu vreau să... în acest moment. Nu. Ai zis bine. De cari nu poate să poarte decât numărul 10. Da? El îi face pe ăla să înțeleagă că el e... Ăsta e numărul meu. Da? Ăla va fi de carul echipei naționale adevărat. Când va veni la echipa națională, zice, ăsta e al meu. Nu-mi dă mie antrenorul în tricou. Îl câștig eu. Eu îl câștig că eu sunt, ăsta e rolul meu. M-a născut. Sunt născut, simt, sunt cel mai bun. Și atunci, Doamne, asum. După aceea te văd în teren, cum pasezi, cum joci, cum faci. Cum faci lumea să râdă, să în tribună, să simtă că joacă, jucăm fotbal. Și atunci să vedeți cum o să vină publicul. Nu, cu lângă și pagaua și dă și fuci. Ai văzut prierii care 5 kg în plus și ai văzut cum joacă, ai văzut cum o gâdilă. Tac, tac, cum dă. La noi e un paradox, nu mai face că Eric Cernat, Sărmărcan sau chiar Tamaș fac legea într-un... Nu, pentru că n-am crescut. E, nu fac legea asta, liniștit. Oarecum, adică vedem niște execuții, vedem no. Ceva din partea no. La 30 plus. Nu mai vorbesc de Sărmărcan. Păi ce facem? Dar am crescut înainte. A? Am crescut? Păi dacă Ianis la 97, la 98, la vârsta lui, de colegul meu, de prietenul meu, de antrenorul meu secund, a fost trecut pe bancă și avea 20 de asisturi. La moment, la turneul final, calificase echipa la turneul final și s-a dus la băga rezervă și pe el și pe Coman. Care Coman avea o sumedenie de goluri și Ianis o sumedenie de panis. Și a zis, nu, noi jucăm lungă și pe a doua și tu n-ai voie. Ai presiune cam mare. Și Ianis a zis, domnule, dar mie îmi place presiunea. Și a plecat. L-a lăsat cu gura căscată. Și punct. Vedeți? Cum cei cultivi, cum v-am spus, aia, castraveți. Da? Dacă vreți să ai pepeni,
roșii, frumos, da? Seamănă-i tată. Că altfel ei nu crezi. Crezi, pui castraveți și vrei pepeni. Joci fotbalul ăla, dă-i cu lungă și pe a doua și alergăm după minge de dă boala în noi. Dă boala în noi după minge de alergăm și după aia facem cârcei ca la mondiale, facem cârcei. Hai bă, oamenilor, să ne trezim. România în 70 făcea posesie. Istoria României spune că noi suntem latini. Noi suntem latini creativi. Creație. Și trebuie să știm să jucăm fotbal. Dar ne va fi foarte greu. Nu vreau să intru în detalii, dar eu ce pot să vă spun? Că eu din când în când vorbesc și apăsat. Unii mai îmi spuneți la televizor că Hagi e nervos. Nu, nu. Eu din câteodată când îmi dau drumul la gură, scot pe gură, dar știu ce scot pe gură. Eu când scot. Scot pe gură, răspund. Că știu că mă registrați, știu că o să-mi opuneți, mi-o apăreți și o scot pe gură. Dar o scot. Când eu sunt sigur de ceva, simt, o zic. Pentru că mă doare. Pe mine mă doare. Nu sunt indiferent de fotbal românesc, am trăit, l-am servit, că de-aia am spus atunci, am servit fotbal românesc 20 de ani. Echipa mea de club, cea mai frumoasă echipă a fost echipa națională. N-au fost echipele de club. Acolo m-au folosit, m-au plătit și m-au folosit. La lotul național nu. La lotul național vii de plăcere, asta vreau să zică Popescu. Vii de plăcere, chiar dacă se mai dă o primă de calificare, de nu știu ce, da. De plăcere, vii, trebuie să joci pentru culorile acelei, să fii onorat că joci pentru acea țară. Să fie o mândrie, dar să joci. Deci nu vorbesc de atitudine, nu, eu vorbesc de mine. Nu. Nu sunt acolo, nu mă băgați în locuri de astea, nu vreau, nu. Sunt în afară, deci nu eu conduc destinele fotbalului românesc. Sunt în afară de orice. Eu conduc un club mic, tânăr, cu jucători foarte tineri, care fac o muncă, apreciați-o, bună, cum e, la Constanța, cu tot ce am băgat eu, investiția mea. Nu conduc destinele românesc, dar îmi dau cu părerea și atât. Nu judec un lucru pentru că nu sunt acolo. Și nu vreau să judec de cine a venit, cine a plecat. Eu spun că pentru mine a fost o onoare când am jucat pentru echipa națională. Onoare! Am dat tot. Tot! A fost echipa mea de suflet. Am dat tot și cred că am făcut fericiți pe toți cei care, în acea generație, am făcut lumea fericită. V-am făcut fericiți, fraților. De ce? Și noi am fost respectați de voi. De ce? Câștigat. Pentru că am câștigat meciuri. Ne-am bătut cu oricare și câștigam. Iar în fotbal trebuie să te lupți să câștigi. Și atunci vei fi respectat. Când nu, taci din gură. Ce să faci? Când nu ești al doilea, al treilea, al cincelea, mai taci din gură, mai te duci, stai la coadă. Așa că noi câștigam grupele. N-am câștigat noi Champions League, n-am câștigat noi nu știu ce mondialul, am fost aproape, dar câștigam grupele de calificări. La diferență, așa, ne jucam. Ne jucam. Da? Nu? Parcă cam așa, nu? Ci că pierdeam cu Franța și eram primi în grupă, nu? Acasă, nu? Nu? Vezi, așa de bun eram. Sau Anglia a fugit 70... Și cât a avut Anglia pe Wembley atunci a posesie? 70 noi și ei 30. Cu marii engleși. Ei fugeau după noi, se uitau după minge săraci și ne-au egalat ultimele minute. Și erau cei mai fericiți că ne-au egalat. This is it. Ne respectau, eram buni. Și suntem buni în continuare, da? Trebuie să avem ochi să ne vadă cineva când nu ne vede nimeni. Cam asta e, da? Mergem înainte.